Președintele Gorjenilor, Narcis Răducan, a vorbit despre posibilitatea ca bosniacul de 28 de ani să ajungă sub comanda lui Reghe. Panduri este într-o situație dificilă, astfel că ofertă motivantă din partea unei echipe nu poate trece neobservată. De câteva luni, Pandurii se autofinanțează, astfel că ne bucură interesul Stelei. Îi așteptăm la negocieri cu o ofertă concretă, a dezvăluit Narcis Răducan pentru DigiSport. Și el, trecut prin curtea lui Dinamo în 2015, Bunoza mai are contract un an cu Pandurii. Conform site-ului de specialitate transfermarket.de, apărătorul este evaluat la 300.000 de euro. Pe lângă Bunoza, cei mai buni jucători de la Pandurii sunt de vânzare. Mingote, golkeeperul portughez de 35 de ani, cel mai longeviv stranier din Liga 1, și-a reziliat deja contractul cu gorjenii. Cristi Săpunaru e dorit de Astra și Montpellier și va pleca la rândul său, fiind la final de contract cu Pandurii. Jucătorii străini își vor depune memorii, întrucât nu au fost plătiți din decembrie, urmând să plece liber de contract. Mai mult, Ioan Hora, golgheterul campionatului, și Mihai Răduț, adică doi dintre cei mai buni jucători ai gorjenilor în acest sezon, sunt pe lista cluburilor din Polonia.